proaspete, mai frumoși, mai voioși, mai mari, cu dorință de muncă și cu dorința de a avea un an școlar mai bun decât cel care a trecut. Ne bucurăm că avem alături de noi la început de an școlar pe domnul senator, încep cu el, e o surpriză, Arandache Miron, am zis bine, știam, domnul primar Alexandrescu Eusebiu, părintele al parohiei Solonț, domnul Moței Constantin, pe domnul Vlad Cernat din partea poliției Solonț și vreau să le mulțumesc că sunt alături de noi nu doar la început de an școlar, ci pe tot parcursul anului școlar și ne sprijină și ne ajută în educarea copiilor din școala Solonț. Începem festivitatea cu slujba de Tedeum pentru începutul anului școlar. Slavă Sfinte și lăuvințele viață văgătoare și nesfârșite tăim totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De ce pe noi nispito, cine izbăvește de cel viclean? A Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, la Sfântul Evanghelist Luca citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, pilda aceasta, a ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Și când el semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au fost călcate, și păsările celor le-au mâncat. Altele au căzut pe piatră, după ce au răsărit s-au uscat, pentru că nu aveau umezeală. Altele au căzut în mijlocul spinilor și crescând spinii le-au năbușit, iar altele au căzut pe pământ bun și răsărind au făcut rod însutit. Acestea zicând a strigat Iisus, cel ce are urechi de auzit să audă, și l-au întrebat ucenicii lui zicând, ce însemnează pilda aceasta? Iar el a zis, vouă este dat a ști tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți se spune numai în pilde, pentru că ei privind nu văd și nu auzind, nu pricep. Iar pilda aceasta înseamnă sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele căzute lângă drum sunt cei care ascultă, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Cele căzute pe piatră sunt cei care, când au cuvântul Dumnezeu, primesc cu bucurie cuvântul, dar aceștia n-au rădăcină. Ei până la o vreme cred, iar în vreme de ispite se leapădă de credință. Semințele căzute în spin sunt cei care ascultă cuvântul Dumnezeu, dar luându-se cu grijile, cu bogățiile, cu plăcerile vieții, se neacă și nu aduc roadă. Iar cele căzute pe pământ bun, aceștia sunt cei care ascult cuvântul, îl păstrează în inima lor curată și bună și aduc roadă prin răbdare. Slavă-ție, Doamne, slavă-ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintei Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica noastră, pentru cei ce credinți cu evlavie, cu Dumnezeu, se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un al preasfințitul arhiepiscopul nostru Iachim, pentru cinstita preoțime și Andrei Stos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Robilor Dumnezeu, cei care sunt de față adunați astăzi la această sfântă slujbă, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, cei care s-au adunat astăzi la rugăciune împreună cu noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să trimită asupra acestor tineri Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le deschide mintea și cugetul lor, să le lumineze spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se dească în inima lor frica cea dumnezeiască începutul înțelepciunii și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții, să lumineze mintea lor, să abată de la rău, să facă binele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să deschide mintea lor spre a pricepe și a ține minte toate învățăturile cele bune folositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor înțelepciunea care șade la tronul lui și să o să dească din inimile lor, să învețe ce este bine plăcut înaintea lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să sporească ei cu înțelepciunea cu vârsta spre slavă lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca prin înțelepciune viață bună și dreaptă credință să fie bucurie și mânghiere părinților lor și întărire bisericii noastre ortodoxe, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Încă ne rugăm Domnul Dumnezeul nostru să caută cu milostivire asupra tinerilor acestora, să le trimită în inimi și în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științelor evlavii și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale, să dea lor putere și tărie asupra și pentru înțelegerea legii cele dumnezeiești a lui și la toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să insufle acestor tineri Duhul cel bun care să povățuiască pe calea cea dreaptă și aducă spor de înțelepciune, de știință, de toate faptele cele bune, spre slava preasfântului său nume, să dăruiască sănătate și zile îndelungate, spre sprijinirea bisericii sale și a țărilor, să zicem, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce dintr-un începutul zidirii tale ai pus întrânsa înțelepciune, cumpără și putere, Cel ce pe omul creat de tine l-a înzestrat cu suflet viu, cu libertate, cu conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a te cunoaște prin descoperire, dar și prin făptura cea văzută și cea nevăzută, Cel ce ai sădit întrânsul minte luminată, judecată, limpede, Cel care l-a intrarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință, Tu, Cel ce l-ai împodobit pe cu David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii, Tu, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, care, la vârsta de numai 12 ani, uimai pe învățații din templu cu învățătura sa cea mai presus de cuprindere. Tu, Doamne, Cel ce dintr-o înălțimea celui Tău duomnicesc, îi vezi acum pe acești tineri care sunt școlari și elevi, profesori și învățători, la pragul cărților deschise, și în așteptarea dascălilor lor, Tu însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul, întărește-le voința, luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău. Păzește de cursele rătăcirilor celor pierzătoare de suflet, înalță deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează cu voința de a servi biserica, patria și neamul prin comoarea sufletului lor, deprinde cu bucuria de a-ți rosti numele și de a-și pune dejdea în ajutorul și cu binecuvântarea Ta, că Tu ești Dumnezeul nostru, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pe așa în vece vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Slavă ți Hristos, Dumnezeu, dejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, prea cu cine Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru că cele preacurate Maicii sale ale Sfinților Măriților și într-o tot lăudaților apostoli,
ale Sfinților Ioachim și altor Sfinților Săi să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni iubitor. Pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne bucurăm, să ne veselim întrânsa. Domnule director, domnule primar, domnule senator, domnilor reprezentanți ai poliției și dragi cadre didactice, iubiți părinți și dragi școlari și elevi. Ne bucurăm în această zi de toamnă pentru că, iată, ne-am adunat cu toții în această școală a satului Solonț, a comunei Solonț, pentru a începe un an nou școlar. Și așa cum este datina, cum este tradiția, biserica face front comun cu celelalte instituții ale statului, cu Consiliul Local, cu primăria, cu autoritățile locale și centrale, pentru a înfrumuseța această zi și să se dea o notă de solemnitate. Am săvârșit slujba ghezmei la biserică, am venit cu apa deja sfințită, pentru a nu profita prea mult de răbdarea dumneavoastră, știm că sunteți nerăbdători să începeți noul an școlar, dar doar vreau să vă asigur de câteva lucruri, așa anume că biserica vă este aproape, că biserica vă iubește pe toți, și pe cei mici și pe cei mari, cu toți suntem fii ai bisericii și cu toții avem o țintă și un scop comun. Ca acești copii care acum sunt mici, când vor crește mari să fie atât cetățeni de vrednici ai comunității, să fie buni patrioți și niște oameni cu adevărat credincioși. Să învățăm, dragii mei, și noi, preoții și dumneavoastră cadre didactice și toate autoritățile, toți cei care avem responsabilitate în acest domeniu, să învățăm pe copiii noștri să fie patrioți. Da? A căzut așa în derizoriu cuvântul patriotism, patriot, neam, țară, iubire de neam și de țară, de pământul strămoșesc. Un părinte spunea foarte frumos și explica ce înseamnă să fii patriot. În primul rând, a fi patriot, spunea acel părinte, înseamnă să fii un bun profesionist în domeniul pe care ți-ai ales, în ceea ce faci. Dacă ești învățător, să o faci cu dedicație, cu dragoste, cu responsabilitate. Dacă ești inginer, să muncești cu drag, cu spor. Deci orice ai face, să faci cu mult profesionalism. Și în al doilea rând, a fi patriot înseamnă că acest profesionalism, această putere de muncă ta, să o pui în slujba țării tale. Da? Contează foarte mult să muncim în țară și pentru țară, pentru noi. Din păcate, vremurile ne-au împrăștiat, ne-au dezbinat și mulți dintre fiii bisericii noastre sunt pe meleaguri străine. Totuși, anul acesta este un an special, deosebit, este anul centenarului, anul când acum aproape 100 de ani, da, se împlinesc la 1 decembrie, s-au unit cele trei provincii românești într-o țară, într-un stat unitar și indivizibil. Deci, dragii mei, să fim uniți, să nu uităm că avem aceleași scopuri, să nu uităm că luptăm pe același front și cu toții avem ca și scop, pe lângă, eu știu, propășirea noastră materială, să avem și pe cea spirituală. Nu trăim doar pentru trup, nu trăim doar pentru cele materiale. Și acestea sunt necesare, dar este importantă și trăirea spirituală. Ce vreau să vă mai spun și cu acestea mă apropii de încheierea cuvântului meu, să învățăm și de la alte popoare, de la alte popoare să învățăm solidaritatea, iubirea uneia față de celălalt, să iubim pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, din tot cugetul nostru, din toată ființa noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Din păcate, după evenimentele din 1989, de acum aproape, eu știu, 30 de ani, am uitat să ne iubim unii pe alții. Alte popoare o fac. Am avut plăcerea să vorbesc chiar aseară cu un fost profesorul de-al meu, care a fost într-o excursie timp de 2 săptămâni în Japonia. O țară foarte îndepărtată, cu altă civilizație, cu alte credințe. Și a rămas uimit și a spus, părinte, eu l-am contrazis, a spus, noi nu vom fi niciodată ca ei. Și a spus, domn profesor, cred că am putea să fim dacă am dori. Și a spus, au acei japonezi un spirit de solidaritate, de frățietate, de iubire. Au spiritul respectului pentru muncă. Își fac munca cu foarte mult simț de răspundere.
da? Spunea că acei oameni sunt foarte modești. Ne-am uitat să fim modești. A spus, părinte, sunt îmbrăcați foarte simplu. Nu vezi pe nimeni, ești în evidență. N-a văzut acolo un tânăr, eu știu, vopsit în cap, cu cercel în ureche sau alte lucruri care nu sunt de folos neapărat. Sunt oameni simpli, modești la locul lor. Iubesc simplitatea și au o noblețe în suflet. Se ajută unul pe altul. Încearcă cu tot din adus să ajute unii pe alții. Da, dragii mei, deci să încercăm și noi să învățăm de la alte popoare, că tot timpul este de învățat, să învățăm unii la alții ce este bun și să nu uităm că biserica ne așteaptă pe toți. Avem bucuria să vă spunem că și ieri și sâmbătă au fost copii dintre dumneavoastră care au venit să se împărtășească. S-au spovedit, s-au împărtășit, pentru că nu poți să pleci la un război fără să fii înarmat, fără să ai să fii pregătit pentru acel război. Și iată, lupta începe, cărțile sunt deschise, copiii au viața în față și noi trebuie să-i sprijinim cu toții, cu multă dragoste, cu multă seriozitate. Îi așteptăm pe copilașii dumneavoastră și sâmbăta la cateheza, care se face în fiecare săptămână la orele 3 și vă asigurăm că dacă vom conlucra cu toții, și biserică, și școală, și primărie, și poliție, și toate autoritățile, vom avea nădejdea că va fi bine. Stă în puterea noastră să schimbăm în bine fața acestei țări, să mergem pe calea cea bună, Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze. Mulțumim părintelui Moțe pentru frumosul cuvânt de învățătură. Vreau și eu să îndemn fiecare părinte să trimită copiii sâmbătă de la ora 3 la biserică, pentru că au cu siguranță ce învăța copiii de la preoții și de la activitățile care se fac la noi în biserică. Înainte de a da cuvântul domnului primar, vreau să-i mulțumesc pentru sprijinul material acordat în realizarea lucrărilor din această vară. Am reușit să renovăm 7 săli de clasă, am reușit să renovăm fațada școlii, am reușit ca la finalul anului școlar să premiem fiecare elev în afară de diplomă și cu câte o carte, iar elevii care au avut rezultate la olimpiadele școlare au primit și o sumă de bani și pentru asta îi mulțumim și dăm cuvântul și îl așteptăm tot timpul alături de noi. Cu siguranță el este alături de noi. Da, mulțumesc, domnul director. Stimate domnule senator, precucerge părinte, domnule director, stimați reprezentanța ai mass media, dragi părinți, dragi dascăli, stimați copii. O să dau citire la urmă. În luna septembrie a fiecărui an există o zi de mare importanță spirituală. Este ziua când peste tot în țară se deschid larg porțile școlilor, iar inimile noastre vibrează de bucurie, din răbdare și de emoție. Se vede și la mine. Este ziua revederii și a reîntâlnirii după o vacanță bine meritată. Este emoția primei zile de școală pentru preșcolare de la grădiniță, bobocii de la clasa pregătitoare și clasa 1. Ce scuze are emoții. Astăzi, 10 septembrie, se deschide un nou an școlar, care fiecare dintre noi ne-l dorim cât mai bun, cât mai bogat în satisfacții profesionale. În primul rând vreau să urez tuturor celor care trec pentru prima dată porțile acestei școli, bine ați venit la noi în școală. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră dacă voi spune că toți cei prezenți astăzi suntem cuprinți de o puternică emoție. Într-un sistem educațional care continuă spre descentralizare, nu mai putem sta pasiv să așteptăm pe cineva de sus să ne rezolve toate problemele. Noi considerăm că în limitele impuse cu ceea ce avem, trebuie să încercăm să facem singuri ceea ce așteptăm de la alții. Trebuie ca și noi, elevi, părinți, profesori, să ne implicăm în mod activ pentru dezvoltarea școlii. De asemenea, îmi doresc ca în următoarele zile emoțiile de care vă vorbeam la început să fie treptat înlocuite de dorința de implicare și colaborare bazată pe încredere. Școala noastră este locul în care elevii trebuie să se simtă ca acasă. Ei au un cadru ambiental adecvent pentru formarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor. Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate în nou anul școlar. Așa să ne ajute Dumnezeu. Îmi cer scuze pentru emoții. Mulțumim domnului primar.
Dacă la nivel local avem sprijin din partea domnului primar, la nivel central avem sprijin din partea domnului senator, pe care le rog să ne adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule director, domnule primar, preacucenice părinte, stimați dascăli, stimați părinți, dragi copii. E o mare bucurie pentru mine să mă aflu totdeauna în mijlocul copiilor. Copiii îmi dau și mie multă energie și totdeauna, după întâlnirile astea, starea mea fizică și psihică este mult mai bună. După ce a vorbit preacucernicul părinte și domnul primar, e greu să mai adaug ceva la un cuvânt de deschidere al unui școlar. O să vă spun doar că vă transmit mesajul grupului parlamentar din care fac parte, a Parlamentului României și a Guvernului, să aveți încredere că tot ceea ce ține de noi, tot ceea ce vom putea face pentru ca educația să devină ceea ce este de fapt cel mai important lucru, pilonul societății. Fără educație nimic nu se poate întâmpla într-o societate. Tot ceea ce am făcut anul ăsta și anii trecut a fost ca cei care vă educă, primăriile locale, să primească tot ajutorul din partea noastră pentru ca procesul de educație să se înfăptuiască în bune condiții. Am auzit aici și sunt bucuros că domnul primar a reușit să aloce fonduri pentru ca școala în care învățați să arate civilizat, să vă puteți desfășura orele în bune condiții. Eu închei aici și vă doresc mult, mult succes în anul care vine, atât la examenele curente, cât și la examenele finale. Pentru cei de clasa 8-a este foarte important examenul de capacitate, pentru că după acel examen pot să-și aleagă calea cea mai bună pentru ei. Felicitări, domnilor educatori, și vă doresc mult succes și dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Mulțumim, domnule senator. Dau cuvântul din partea Poliției Solonț domnului Cernat Vlad. O să dau citire mesajului Poliției Române. Suntem într-un moment emoționat, un moment în care, după o meritată vacanță, copiii se gândesc că vor ajunge într-un loc care le oferă o lume a cunoașterii, a experiențelor, chiar dacă de astăzi diminețile se vor trezi mai devreme. Pentru unii este o primă experiență, un început de drum, o ocazie de a întâlni noi colegi sau prieteni. Pentru alții, momentul în care sunt reluate lecțiile și vechile activități în procesul de formare și informare. Pentru dumneavoastră, cadre didactice, este o continuitate a procesului educativ în care le sunteți alături elevilor, îi ajutați să devină adulți responsabili și implicați și îndrumați în pregătirea lor pentru viață. Pentru părinți, începutul anului școlar marchează o perioadă în care susținerea copiilor este prioritară, dar începutul reprezintă în același timp o rememorare a copilăriei. Începem un nou an școlar împreună, elevi, cadre didactice, părinți, polițiști, în care ne dorim ca, după emoția de astăzi, colaborarea școlară, familie, poliție să reînceapă cu implicare și încredere, astfel încât eforturile noastre să le asigure copiilor un mediu sigur. Vouă, elevilor, Poliția Română vă urează să aveți parte de un an plin de reușite, cu rezultate foarte bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că printre noi, cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere, ne aflăm și noi, polițiștii. Când nu știți ceva, întrebați-ne. Când aveți o problemă, apelați cu încredere la noi. Când vreți să ajutați pe cineva și nu reușiți, vă vom ajuta și noi. Stimate cadre didactice, atât obiectivul nostru cât și al dumneavoastră este acela de a oferi o educație sănătoasă copiilor, dincolo de informațiile din manuale sau programa școlară, prin transmiterea valorilor de corectitudine, toleranță și respect. Pentru dumneavoastră, părinți, mesajul nostru este că vom sprijini în efortul de a fi aproape copiilor, de a le cunoaște dorințele și preocupările. Ei nu au nevoie de atenție, de protecție și îndrumare și de aceea, printre cele mai importante lucruri pe care le putem oferi în timpul, este deschiderea noastră. Vă asigurăm că vom fi alături în apropierea unității de învățământ, pe traseele către școală și casă, vom concepe și desfășura programe și activități de informare și prevenire, vom fi la întâlniri cu elevii și le vom spune cum să acționeze atunci când sunt puși în situații dificile pe stradă, la școală sau când sunt singuri acasă sau folosesc internetul. Sperăm că această zi să rămână o frumoasă amintire. Vă urăm tuturor un an școlar plin de reușite și împliniri și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare ca parteneri în procesul de educație. Ce scuze, domnule director, spuneați mai devreme că elevii cei mai buni din școală au fost premiați la sfârșitul anului trecut, atât de școală cât și de domnul primar. Încerc să fiu și eu în ton cu dumneavoastră și pentru că elevii cei mai buni merită să primească prime sau premii,
În luna octombrie rămâne ca data, după referendum, rămâne ca data să o stabilesc împreună cu domnul primar și cu domnul director. Cei mai buni elevi în această școală primesc din partea mea o invitație în Parlamentul României. Pentru o zi să vină împreună cu mine să vadă, zic eu, cel mai frumos obiectiv pe care l-are România și turistic, dar nu numai, pe care l-are România astăzi. Vă aștept cu drag! Mulțumim, domnul senator! Surprizele continuă, să știți că avem mulți copii buni și premianți, deci o să aveți un autocar de copii. Mulțumim pentru surpriza noastră. Din partea echipei Inspectoratului Școlar Județean Bacău, două cuvinte. Dragi elevi, la începutul unui an școlar deschizător de oportunități pentru voi, provocator pentru părinții voștri, pe a căror sprijin afectiv se clădește mai eficient o educație echilibrată, vă dorim să parcurgeți cu încredere o nouă etapă a formării voastre, în care să experimentați evenimente școlare și extrașcolare deosebite, care să vă construiască, respectiv să consolideze ceea ce sunteți, dar mai ales ceea ce veți deveni. Stimați părinți, dragi colegi, să le fim aproape copiilor așezați în băncile învățării și în anul școlar 2018-2019, insuflându-le valori umane, precum cultivarea curajului de a cunoaște, perseverența, asumarea și depășirea limitelor. Să aveți parte de împliniri, de energie motivantă, de bucurii. Echipa Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Înainte de a merge la clase, o să vă dau citire încadrării pentru anul școlar 2018-2019 de la Școala Gimnazială Solonț. La nivelul preșcolar avem două grupe, Mareș Gianina în grupa mică, mijlocie, Neagu Gabriela Mihaela, grupa mare. La nivel primar, 5 clase, pregătitoare Mareș Titiana, clasa 1 Crețu Mărioara, clasa 2 Condrea Georgeta, clasa 3 Condrea Ovidiu, clasa 4 Bunduc Mirela. La nivelul gimnazial avem la limba română Grigoraș Emilia, limba engleză Gerasimescu Tamara, limba franceză Chiriac Elena, matematică clasele 6-8 Dudău Costel, matematică 5-7 Zotică Maria, fizică, chimie Șopurtoc Carmen Daniela, biologie, geografie Rotaru Grațiana, istorie Dospinescu Florin Mihai, religie Anișca Iulian Gheorghiță, educație fizică Codreanu Tili Mihaela, educație tehnologică Lăcătușu Elena, muzică Pruteanu Costache. Vă doresc succes în nou an școlar tuturor, să aveți un an mai bun decât cel care a trecut, un an de nota 10, la finalul anului școlar, chiar dacă nu veți reuși să fiți cei mai buni, dar să faceți tot ce vă stă în putință pentru a obține rezultatele pe care le meritați, pentru că doar învățând veți reuși să aveți rezultatele dorite. Mult succes tuturor și să ne revedem sănătoși la anul!